Problemele de somn ale copiilor nu pot fi ușor rezolvate, așa cu una, cu două. De cele mai multe ori, problemele de somn ale copiilor sunt obiceiuri proaste învățate din cauza, să spunem, experienței puține a părinților și greșelilor pe care le fac părinții în momentul în care nu le organizează adevărate obiceiuri. Eu am învățat din creșterea copiilor mei că, mai ales în primul an de viață, copilul trebuie să aibă niște obiceiuri clar stabilite pe care să nu, la care să nu renunți. Da, deci într-o seară îi faci băiță, în a doua seară îi faci la o altă oră baie, în a treia seară nu îi faci baie, în a patra seară mănâncă, ia masa de seară la nu știu ce oră. Nu. În momentul în care dorești ca bebelușul, la început bebelușul, să poată să doarmă liniștit, în cazul copiilor mei a fost importantă această rutină. Rutină care s-a păstrat cu sfințenie zilnic pe parcursul primului an de viață. În așa fel încât copilul știa că la ora nu știu care urmează să organismul lui era practic setat, s-a format și era pregătit, obișnuit, că la ora X el va fi spălat, ulterior va mânca, apoi va fi așezat în pătuț și mama îl va veghea lângă el până când adorme o anumită perioadă de timp. Sau pentru copilașul mai mare îi se va citi o carte, va fi mângâiat, își vor spune rugăciunea și așa mama îl va pupa și va spune noapte bună, urmând ca el să adoarmă. Aceste obiceiuri sunt foarte importante în viața copiilor, în primii ani de viață, pentru a le ușura această stare de instalare a somnului. Și de asemenea, foarte importantă este lumina în casă, nivelul de zgomot în casă, starea de agitație de dinainte de culcare și o grămadă de factori de care părinții, dacă nu știu la începutul vieții, trebuie să fie sfătuiți și să țină cont. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care apar virozele, sigur că aceste obiceiuri de somn sunt date peste cap, fiindcă noaptea copilul se trezește din cauza febrei sau din cauza nasului sau din cauza durerilor de diferite naturi. Și sigur că părinții vor veni lângă el, îi vor oferi un analgezic, mă rog, trebuie să până la urmă să stai cu copilul în pat sau acolo lângă el. Dar dacă lucrurile astea se prelungesc, este dată peste cap toată această rutină, sunt date peste cap toate aceste obiceiuri clar și bine stabilite și atunci copilul poate să profite și în serile în care nu are absolut nimic, în serile în care pur și simplu are nevoie de mai multă afecțiune din partea părintelui sau nu are chef să doarmă. Și părinții vor fi acolo lângă el și uite așa, bine și frumos, se stabilește un nou obicei, acela de a dormi cu părinții, de care nu se scapă foarte ușor, mai ales în cazul unor copilași mai plini de personalitate. Și ce este de făcut în acel moment? Păi cred că sunt două variante. Ori ai ambiție și putere și reușești să-l convingi pe copilul tău să revină la somnul în camera lui singur, liniștit, așa cum se întâmplă de obicei și cum trebuie să fie, sau pur și simplu te lași cumva convins, copleșit de situație și păstrezi obiceiul de a dormi cu tine în pat. Oricare dintre soluții mi se pare potrivită atât timp cât nu, face prea multă gălăgie în casă, atât timp cât nu îi deranjează foarte mult pe ceilalți. Cred că este oricare dintre aceste variante o soluție bună, atât timp cât ea este aleasă, asumat și atât timp când nu deranjează foarte mult pe ceilalți membri ai familiei. Toate lucrurile cred că trebuie și se pot rezolva atât timp cât există răbdare și înțelegere. Așadar, ce trebuie făcut este să încercăm să nu schimbăm acest bun obicei al somnului copiilor, chiar și în situațiile în care există viroze sau bolile acestea de care, mă rog, se scapă mai greu, mai cu seamă pe timpul primăverii și iarverii și până atunci nu putem să dormim toată iarna cu copilul în pat. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, și să avem cu toți o zi minunată!